Biblia vorbește despre răpirea credincioșilor la cer și despre venirea a doua lui Isus în mai multe pasaje. Unul dintre cele mai cunoscute este din 1 Tesaloniceni 4, 16-17, care spune: căci Domnul însuși, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va cobor din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceste pasaje vorbesc despre momentul în care Iisus va reveni în slavă și credincioșii vor fi răpiți la cer pentru a-L întâmpina. Este un eveniment așteptat de creștini și este descris ca fiind o binecuvântare pentru cei care cred în Iisus. Dragă prietene, în Biblie nu este specificat exact când va avea loc răpirea credincioșilor. Scripturile ne spun că va fi un eveniment surpriză, în care nimeni nu va ști ziua sau ora. În Matei 24, 36, Iisus spune: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Deci, în loc să ne concentrăm pe momentul noi, care trăim și care vom mai trăi încă la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor morți. Căci Domnul, la porunca lui Dumnezeu, cu glas de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborâ din cer și îi va învia mai întâi pe cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Așadar, încurajați-vă unul pe altul cu aceste cuvinte. Tact al răpirii. Biblia ne îndeamnă să fim pregătiți în orice moment, să trăim o viață credincioasă și să fim în comuniune cu Dumnezeu. Este important să ne concentrăm pe relația noastră cu El și să trăim în lumina învățăturilor sale. Prietene, în afară de semnele pe care le-am menționat anterior, există și alte semne biblice care arată apropierea răpirii. Iată câteva exemple. 5. Reînflorirea națiunii Israel. Biblia prezice că Israelul va fi restabilit ca națiune înainte de revenirea lui Isus. Acest lucru s-a întâmplat în 1948, când Israelul a devenit din nou o națiune independentă. 6. Predica Evangheliei în întreaga lume. Isus a spus că Evanghelia trebuie să fie predicată în toată lumea înainte de sfârșit. Astăzi, cu ajutorul tehnologiei și a misiunilor, Evanghelia este răspândită în întreaga lume mai mult ca niciodată. 7. Înălțarea puterii Antichristului. Biblia vorbește despre apariția unui conducător mondial, numit Antichrist, care va avea putere și influență înainte de revenirea lui Isus. Acestea sunt doar câteva exemple de semne biblice care arată apropierea răpirii. Este important să studiem scripturile și să fim atenți la semnele vremurilor în care trăim, pregătindu-ne astfel pentru revenirea lui Isus. Fiecare persoană are motive diferite pentru care își găsește credința în Dumnezeu. Pentru unii, poate fi o experiență personală sau o căutare de sens și scop în viață. Ridică în vecii vecilor! Scrie: fericiți sunt cei chemați la ospățul de nuntă al Mielului. Și mi-a zis: acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.